Mă numesc Eduard Nonaicu, activez la Centrul Național de Studiu și Testare a Materialelor din cadrul Universității Tehnice a Moldovei. Sper că toți au reușit să vadă centrul, astăzi a fost în vizită. Deci astăzi o să vorbim despre electrochimia în nanofabricare și microfluidică. Deci dacă sunt întrebări, puteți să mă opriți și să puneți întrebări. O să mă opresc fugitiv asupra electrochimiei, adică tipurile de electroliți, celula electrochimică, potențiostatul, deci aparatul, instrumentajul cu care se poate produce nanostructurarea materialelor. Ceva materiale produse nanostructurate, așa ca nanotemplat semiconductoare, tipul de pori. Ce mai important este și nanostructurarea după design, fiindcă e una să obții un nanomaterial, dar alta e să poți dirija cu forma lui, cu direcția de propagare. Deci, fiindcă nanostructurarea a fost, bine, poate 10 ani în urmă la mod, acum tot se stăruie să dea careva dimensiuni și forme, deci, fiindcă nu numai dimensiunea duce la proprietăți de unicat, însă și forma, fie o sferă triunghiulară, deci ca o prismă sau dotă rotundă, deci au proprietăți complet diferite. Iarăși, depunerea nanostructurilor metalice după design și ceva despre microfluidică, fugitiv, fiindcă nu avem mult timp. Cine este cointeresat, o să fie anunțate niște cursuri de lungă durată, puteți să vă înscrieți la cursuri, deci o să primiți deci prin e-mail deci invitații ca să vă înscrieți și atunci o să avem mai mult timp ca să vorbim despre aceste lucruri. Deci, în primul rând, bine, nu o să țin cursuri de electrochimie, doar câteva noțiuni ca să înțelegeți mai departe despre ce vorbesc și, deci, în primul rând, electrolitul. Un material când se plasează în contact cu electrolitul, deci apare, deci, stratul acestea Helmholtz. Dacă vă uitați, deci, spre exemplu, un metal este plasat în electrolit, deci în el apar deci, golurile la suprafață, deci dipolii aceștia se polarizează. Ce este mai departe de interfață, deci metal-electrolit, deci este mai haotic. Da? Deci dacă luăm ionii, deci iarăși ei sunt primul strat de solvare, deci este orientat, al doilea mai haotic și a treilea, îndeopște, este haotic. Deci despre ce eu atrag atenția acum, deci este când merge vorba despre nanostructurare, deci suprafața trebuie să fie în continuu cu electrolit deci nou. Fiindcă deci, suprafața aceasta, dacă, spre exemplu, merge vorba despre electrochimie, aplicăm un potențial și deci, electrolitul se epuizează. Deci, ca să meargă un proces constant, deci trebuie de reînnoit electrolitul la interfață. Deci ăsta e un criteriu destul de important. Deci, bine, același lucru este și cu semiconductorul, nu numai cu metalul, avem deci, stratul sărăcit, deci din semiconductor, deci primul strat Helmholtz layer și deci Guy layer și soluția. Aici e un exemplu de natriu clor. Despre natriu clor o să revin puțin mai târziu, fiindcă de obicei nanostructurarea se face în acizi. Acizi destul de agresivi și periculoși și nu numai pentru mediul înconjurător, dar și pentru operator, deci pentru persoana care lucrează. Deci, dacă ne uităm la benzile energetice, deci un parametru, o să atrag atenție, este lărgimea stratului sărăcit, notat prin W. Deci, în semiconductor, acest parametru depinde de tensiunea aplicată, deci de numărul purtătorilor de sarcină în material, fiindcă fiecare semiconductor are niște parametri, spre exemplu, banda interzisă, deci care și deci avantajează aplicația lui în anumite domenii, spre exemplu, zinc-O, nitrura de galiu sunt destul de promițătoare invizibil, fiindcă banda este largă, siliciu, spre exemplu, în infraroșu, datorită benzii interzise mai mici. De ce depinde valoarea aceasta W, fiindcă nanostructurarea, anume prin metode electrochimice, este un parametru destul de important. Deci noi vedem că depinde de tensiunea aplicată și concentrația purtătorului de sarcină în material. Tensiunea aplicată noi putem dirija,
Deci în timpul procesului concentrația purtătorilor iarăși se dirijează în timpul de creștere a materialului. Deci adică dacă procurăm un material cu o conductibilitate, adică un număr de purtători de sarcină, putem să procurăm și deci același material cu o concentrație mai înaltă sau mai joasă. Spre exemplu, 10 la 17, 18 la 19 sau în dioptrie, care nu este dopat, el așa se numește dopat neintenționat. Adică în timpul dopării, oricum, sunt, tipul creșterii sunt niște defecte care duc la deci, crearea impurităților. Deci, practic, noi putem dirija cu acești parametri. Iarăși revin la electroliți, ceea ce am vorbit, că marea parte a materialelor se înstructurează în acizi, așa ca acidul clorhidric, acidul clorhidric, sulfuric, azotic, însă ele sunt destul de periculoase. Deci, după clasificare, deci acizii se clasifică ca acizi slabi și acizi mai puternici. Însă nu înseamnă că cei slabi sunt mai puțin periculoși. Deci asta este problema, că deci, dacă ne uităm, atunci prin grupa aceasta slabă acizilor, acidul fluorhidric, da, se află și eu aș spune că el este mai periculos deci, decât acizii puternici, fiindcă deci, el interacționează cu, deci, cu oasele și practic duce la scoaterea calciului din organism și este destul de... nu numai deci, provoacă da, acidul fluorhidric, spre exemplu, arsuri poate produce acidul sulfuric, dar fluorhidric e de ajuns în niște vapori să încalez și mai mult ca atât, acidul acesta este în marea parte a laboratoarelor de cercetare, spre exemplu în Germania, care este interzis. Eu când mă duc la, într-un laborator să activez pe o durată oricare în laborator, în prima întrebare este deci, cu ce acid o să lucrez. Deci dacă dai acolo că cu acid fluorhidric, atunci deci nu, cu acest acid nu o să lucrez, fiindcă noi nu avem dreptul să lucrăm cu dânsul. Deci nu avem condiții speciale de lucru. Și, deci pentru a efectua procesul de nanostructurare mult mai ecologic și deci nu atât de dăunător, deci noi am demonstrat că nanostructurarea electrochimică poate fi efectuată chiar și în apă sărată, deci în natriu clor. Deci clar că după anumite optimizații se poate obține aceleași morfologie, aceleași structuri ca și în acizii aceștia agresivi. Deci aceasta au fost primele lucrări prin 2007, apoi în baza fosfurii de indiu, arsenurii de galiu și chiar recent am reușit să publicăm că chiar și nitrura de galiu, care este un material destul de așa, chimic stabil, cum se zice, însă sub acțiunea tensiunii exterioare aplicate și deci plasării lui în electrolit de natriu-clor, deci duce la nanostructurarea lui dirijată. Deci acest material poate fi nanostructurat și deci, în condiții așa mai favorabile mediul înconjurător. Deci nu apare problema de ce să faci cu rezidurile. Bine, când este un laborator de cercetare, se lucrează cu cantități destul de mici de electrolit. Însă când merge vorba deja de industrie, acolo sunt cantități destul de mari și deci apare problema de neutralizare acestor resturi care rămân și fiindcă soluția nu este veșnică, ea se epuizează și deci trebuie de schimbat destul de des. Câteva cuvinte despre celula electrochimică și potențiostatul. Deci cum se face nanostructurarea prin metode electrochimice? Deci de ce anume electrochimic? Fiindcă necesită, după cum ne uităm pe schemă, deci trebuie un vas, deci o cantitate oricare de electrolit, working electrode, aceasta este proba, deci se numește electrod de lucru, adică materialul pe care vrem să-l nanostructurăm. Un electrod de referință, de exemplu, este un fir de platină, mă scuzați, de referință este electrodul calomel, argint, argint, clor, și contraelectrod, un fir de platină. Sau, deci cu cât suprafața este mai mare, cu atât mai bine. Poate fi și ca o plasă împletită din platină. Și un potențiostat. Deci un potențiostat, bine, asta e dacă vrem să diferite tensiuni, dar dacă e ceva mai primitiv, spre exemplu niște laboratori, poate fi și o baterie cromă, da, de 9V sau de 5V poate organizat.
Și deci această sistemă, practic, este capabilă să efectueze nanostructurarea materialului, însă, clar, dacă sunt optimizați parametrii tehnologice. E clar că nu activăm cu așa scheme, asta ca să aveți idee, deci ce trebuie să avem, deci în partea dreaptă este enumerate. De regulă, în laborator sunt instalații mult mai sofisticate, mai complicate, ce constau din diferite amplificatoare operaționale, ce compară semnalele și, deci, sunt scheme cu 3 electrozi, cum în cazul acesta, sunt cu 2, fără electrodul acesta de referință, însă cazul acela este mai nedorit, fiindcă noi toți știm că pe electrolit are o rezistență oarecare și are loc o cădere de tensiune pe acest electrolit. Și deci nu o să știm precis, aplicăm, spre exemplu, 10 volți, dar real cât este între probă, deci la interfață, deci nu putem să știm. În acest caz se introduce electrodul acesta de referință și deci el este bazat pe schimbul de ioni în interiorul lui. Și atunci este o tensiune mult mai exactă. Spre exemplu, îmi trebuie 5 volți, potențiostatul o să măsoare și o să mențină constant tensiunea aceasta 5 volți între acești 2 electrozi, dar aici, spre exemplu, pot fi și 10 și 15, fiindcă tensiunea sau rezistența electrolitului depinde de foarte mulți factori. S-a schimbat pH-ul, s-a schimbat temperatura, deci iluminare ceva și deci în timpul, chiar și într-o minută, căderea tensiunii pe electrolit poate să difere. Și ca să neglijăm fluctuațiile acestea, fiindcă când lucrăm cu nivel de nano acolo, deci o fluctuație destul de mică este de ajuns ca să ducă la o distribuire neuniformă a canalelor în interiorul probii. Și de aceasta și se introduce electrodul acesta de referință. Se poate introduce și al patrulea electrod, este un caz mai sofisticat, dar de regulă 3 este destul de ajuns. Și în cazul acesta noi avem că tensiunea este compusă. Tensiunea generală este compusă de cădere tensiunii pe electrodul de referință și probă și electrodul contraelectrod și probă. Și deci reglând cu potențiostatul automat face toate chestiile acestea și menține tensiunea constantă care deci, noi o setăm. În așa caz este mult mai stabil și uniform. Instalația de nanostructurare, ați văzut-o, deci ea este, bine, notă de mică, conține mai multe blocuri, spre exemplu, calculatorul, deci termostatul, care menține temperatura constant, putem să dăm chiar și minus 10, minus 20 de grade, numai că în cazul acesta, deci trebuie un agent termic care nu îngheață deplasat prin furtune. Avem 2 containere în care se plasează electrolitul. Celula electrochimică este în interior, chiar la mijloc, și proba este plasată între aceste 2 celule. Deci, electrolitul din container este pompat prin celulă cu ajutorul pompei peristaltice, deci, practic, mecanic, acolo merge o, deci, niște rotații și furtunul este presat și, în așa fel, deci, pompează electrolitul înainte. Sau invers, dacă schimbăm viteza de rotare în direcție opusă, atunci o să avem extragerea electrolitului din celule. Și, deci, potențiostatul care deja dirijează cu tensiunea aplicată, deci, el aplică și măsoară concomitent ca să fie, deci, totul constant. Aceasta este instalația deja care este deci, potrivită pentru nanostructurare în condiții de laborator, de cercetare. Celula se poate de văzut că este mai aproape vedere, avem proba. Deci proba prezintă un material, bine, este cristalin, e solid, dar deci, nu știu dacă ați văzut siliciu, fosfora de indiu, deci ele prezintă de obicei plachete cu diametrul fie 2 inci, adică 5 cm, 10 cm, însă grosimea lor este de regulă de jumătate de milimetru. Poate să fie și jumătate de milimetru, asta e de 500 de micrometri. Deci poate să fie și de 250, sunt mai subțiri. Deci ea se plasează între O-ringuri. Deci O-ringurile acestea sunt deci, ca să nu permită scurgerea electrolitului, deci practic fitează foarte bine proba cu celula electrochimică și deci numai cât
suprafața probei intră în contact cu electroidul, cât este diametrul ringului acesta. Adică putem să dirijăm cu suprafața, știm suprafața exact, știm și curentul, deci putem potențiostatic și galvanostatic. Electrozii, ceea ce vorbeam, deci de platină sunt în interiorul celulei, deci care mai aproape de suprafață probei, care mai departe, deja configurația lor este, noi o putem schimba. Deci, acestea au fost doar câteva așa noțiuni care vă trebuiesc pentru a înțelege mai bine despre ce o să meargă vorba mai departe. De regulă, pentru nanofabricare se folosesc nanotemplate, adică obținerea nanofirilor, nanotuburilor, se folosesc nanotemplate. Nanotemplate, de obicei, se folosesc în bază de aluminiu 2-3 poros sau membrane, deci nanostructurate cu ajutorul ionilor, deci ele sunt bombardate în bază de polimer, spre exemplu, și se bombardează cu niște ioni grei și are loc introducerea canalilor în aceste membrane. Însă, deci adâncimea lor, diametru și chiar perpendicularitatea este sub semnul întrebării, de regulă ele deci nu se pot dirija, cum se bombardează, așa și o să meargă. Deci, oricum, chiar și aluminiu 2-3 este o ordonare perfectă, se poate de obținut pe anumite domenii, adică regiuni destul de marișoare, cu de micrometri pătrați, însă ele sunt cu rezistență destul, de electrică destul de înaltă. Practic sunt dielectrice și deci joacă un rol pasiv în procesele de nanofabricare. Adică s-au crescut în ele firele și apoi templatul acesta se dizolvă și toate firele se eliberează în electrolit. Apoi este problemă să iei fiecare nanofir, să le strângi grămadă, e destul de complicat. Deci necesită aparate destul de sofisticate care, spre exemplu, nu sunt în toate laboratoarele din Germania, nimai vorbind de Moldova. Deci noi, de-a lungul timpului, practic de la formarea centrului, ne-am focusat pe elaborarea nanotemplatelor semiconductoare. Deci proprietățile cărora pot fi dirijate cu, spre exemplu, deci iluminare, deci câmp magnetic, deci temperatură. Deci semiconductorul este mult mai flexibil în acest punct de vedere de dirijare. Deci, ca să aveți idee ce prezintă nanotemplatele acestea semiconductoare, eu am inclus o imagine, spre exemplu, fagul acesta de albine, da? Vedeți? Toți, cred că ați văzut, sau dacă nu, vă închipuiți cum el arată. Deci, practic, noi copiem natura și facem aceleași faguri de albine, numai că la nivel nano. Deci, clar că dimensiunile sunt atât de mici, nu o să mai dau comparații, fiindcă cred că și ieri și astăzi mulți au dat careva, deci cu ce se poate de comparat nanometru, da? Acolo, spre exemplu, deci pământul și o minge de tenis. Păi o să vă dau așa mai simplu. Spre exemplu, luați un milimetru împărțit într-un milion de ori și acolo parcic o să fie nanometru. Păi că noi lucrăm cu așa dimensiuni și e clar că fără tehnică sofisticată, spre exemplu, microscoape electronice, microscoape atomice de forță, nu se pot vedea lucrurile acestea. Microscoape orice nu mai funcționează, deci la așa dimensiuni. Noi, de-a lungul timpului, am elaborat nanotemplate în bază la fosfora de indiu, arsenura de galiu, cadmiu, selen și mai important este fosfora de galiu, seleniura de zinc și nitrura de galiu, din punct de vedere că, dacă vă uitați, banda interzisă, aceasta care este în paranteză notată, aceasta și este parametru important a materialelor, deoarece el și determină în ce domeniul, deci optic, o să fie aplicat acest material. Și ea ca cu benzele acestea de la 2-3 până 3-4 și mai sus, înseamnă că ele sunt transparente în spectrul vizibil. Adică noi putem să vedem deci, toate proprietățile, adică să lucrăm invizibil. Concentrația electronilor, ce am vorbit, poate fi schimbată de la 10 la 17 până la 10 la 19. Grosimea acestor straturi perforate, deci fagurile acestea, nanofaguri, așa să le zicem, poate ajunge până la câteva sute de micrometri,
Adică chiar și dacă cristalul procurat are 500 de micrometri, se poate de el nanoscurat, deci de sus până jos, adică 500 de micrometri. Am face-o și mai mult, însă suntem limitați, adică de această înălțime. Dar de regulă nici nu se necesită, fiindcă și așa având un diametru foarte mic, adică de câțiva zeci de nanometri, spre exemplu 40 de nanometri, și o adâncime de 100 de micrometri, să luăm nici nu 500, dar 100. Deci dacă luăm raportul 100 de micrometri la 40 nanometri și împărțim, o să avem un factor de aspect, adică aspect ratio, destul de înalt. Adică și cât mai înalt este factorul acesta, deci aceasta și demonstrează că este la nivel nano. Deci mai mult ca atât, nanotemplatele acestea pot fi produse în timpuri foarte scurte, spre exemplu 70 de micrometri în 3 minute, 100 în vreo 5 minute, clar că viteza puțin descrește cu timpul, deci fiindcă ca să treacă electrolitul prin canalele acestea e ceva timp ca să, deci, să evacuăm deci, toate rezidurile acestea când de la procese are loc și asigurarea electrolitului fresh, da? Deci la interfață, deci, și ca să treacă 100 de micrometri ia ceva timp, așa că cu timpul, cu adâncimea, timpul ieși normal ca să crească. Mai mult ca atât, nanostructurarea are loc la temperatura camerei la mare, majoritatea acestor materiale. Și după cum și am demonstrat că se poate din nanostructurat în apă sărată, bine, nu pentru toate materialele, spre exemplu fosfora de galiu și silunira de zinc, deci nu se primește, deci bine, de asta e și de natura materialului depinde, deci cu ce deci, ioni se leagă. Bine, dar în orice caz care, deci cu H-clorul, H-turul, se poate substitui fără probleme cu natriu-clor. Deci, dacă ne uităm la aceste imagini putem să vedem că avem o concentrație 10 la 16, 17, 18 și cum diferă grosimea pereților. Deci, ceea ce am vorbit, că când semiconductorul este plasat în electrolit, are loc formarea stratului sărăcit și lărțimea lui depinde de mai mulți parametri, tensiunea aplicată și deci, concentrația purtătorului de sarcină. Și deci, cu cât concentrația purtătorului de sarcină este mai mică, cu atât parametrul acesta o să fie mai mare. Deci avem și deci distanța între găurile acestea mai mare. Deci, de regulă, distanța aceasta se consideră a fi două straturi sărăcite, fiindcă avem două juncțiuni, fiindcă avem, dacă ne uităm, spre două găuri, doi pori, două canale de acestea, și practic două suprafeți se află în contact cu electrolitul și din această cauză 2W. În continuare o să vă prezint o imagine, așa un art view și o să fie, cred că, mai clar. Destul de important este în timpul nanostructurării de efectuat și studiul compoziției chimice, fiindcă nu toți acizii sunt potriviți pentru o nanostructurare perfectă. De regulă trebuie să menținem un echilibru între procesul de oxidare și de soluție, fiindcă aceasta stă la baza proceselor electrochimice, deci procesele de oxidoriduce. Deci formarea unui strat oxid, deci foarte subțire și concomitent dizolvarea lui. De regulă aceasta se poate efectua și cu un singur electrolit. Dacă nu, atunci se adaugă, deci se face un electrolit mai compus din 2-3 deci acizi. După cum și spuneam, fabricarea deci nanomaterialelor după design este deci o tendință acum destul de importantă și de regulă în materiale semiconductoare noi putem să producem două tipuri principale de pori orientați de lungul liniilor de curent și cristalografici. Cei cristalografici, bine, nu se întâlnesc în toate materialele și sunt sub un unghi, deci unul față de altul, deci au proprietatea să se intersecteze deci, cu acești pori, unul cu altul. Porii cristalografi, orientați de lungul liniilor de curent, dacă vă uitați, ei sunt paraleli, deci mult mai uniformi, grosimea pereților este constantă și deci
practic, oferă mai multe posibilități pentru nanofabricare, fie depunerea firelor sau nanotuburilor în interior. Și, deci, cum se formează? Când deci un semiconductor este plasat în electrolit și aplicăm tensiune. Deci are loc formarea anumitor nuclee de corodare și are loc ramificarea acestor pori. Se formează pori cristalografici. Are loc ramificarea în timp. Clar că aceasta se face foarte rapid, deci de regulă 20 de secunde, un strat de vreo 2 micrometri, se ramifică abundent, până când nu ajunge într-un plan, când deja nu mai are posibilitate, fiindcă aici este mult material între ramurile acestea, vedeți, și are unde să se ramifice. Dar la o adâncime anumită se formează, deci, condiții că ei nu se mai pot ramifica în părți, deoarece avem parametrul acesta 2W, care noi îl dirijăm prin două, deci, doi parametri, tensiunea și numărul părtoși de sarcină în material. Și ei sunt forțați să se deplaseze doar în jos, fiindcă dacă o să iei într-o parte, atunci noi trebuie să menținem acești parametri de 2W, adică două straturi sărăcite. Deci acolo nu sunt purtători și nu putem să extragem, deci, purtători din acest material. Și ei merg pe alături. Deci acest parametru 2W o să fie constant de-a lungul, deci, corodării în jos a materialului, fiindcă deci, de atâta și se obține o ordonare, dacă ați văzut fagurile acestea, ele sunt ordonate. În jurul fiecărui nanopor sunt sunt 6 în jur. Deci aceasta e împachetare hexagonală și este cea mai compactă împachetare și deci aceasta înseamnă că și este un este și o ordonare oricare. Adică dacă ne uităm, atunci vedem că de-a lungul unei linii sunt oranjați porii, deci sub un grad de 120 de grade, iarăși sunt, adică vederea de sus, dacă ne uităm, iarăși avem linii. Aceasta este împachetarea cea mai compactă și cea mai bună pentru dezvoltarea anumitor nanotemplate. Și deci, așa că ei se împing unul pe altul și nu se abat. Deci, fiindcă asta vrea să o iei poate puțin mai într-o parte, celălalt îl împinge. Deci, mie tot îmi trebuie spațiul acesta, că nu am acoperitor de sarcină și eu merg drept. Deci, și așa, deci, procesul acesta se auto-organizează, deci noi nu dirijăm. Deci, el este auto-organizat și ca rezultat se obține, deci, ordonarea perfectă. Clar că stratul acesta de la suprafață cu pori cristalografice pot fi înlăturat foarte simplu, deci fie cu lumină, deci se, în timpul, chiar în același proces de fabricare, se plasează o lumină deasupra și are loc o corodare fotoelectrochimică mai rapidă și dizolvarea strat după strat până când nu obținem într-o, deci, suprafață ordonată. Deci porii aceștia cristalografici se numesc de obicei în literatură cristopori și orientați de-a lungul liniilor de curent curopori. Deci se poate de schimbat și deci deanodizat, spre exemplu, la o tensiune, fiindcă tipul acesta de pori se dirijează de obicei prin tensiunea de anodizare. Dacă tensiunea este joasă, deci ei merg cristalografici. Dacă dăm o tensiune mai înaltă, deci putem să obținem, îi forțăm să se, deci, ordoneze și să meargă în jos. Schimbând astfel în procesul de nanostructurare de la o tensiune la alta, noi putem să creăm niște structuri după design. Spre exemplu, putem să vedem un strat cu diametru porilor, spre exemplu, 500 nanometri, apoi altul cu 200 și cu 50. Deci consecutivitatea lor se poate de schimbat, adică cel 50 poate fi și la mijloc. Mai mult cu atât, straturile acestea posedă și proprietăți optice diferite. Adică același material la scară macro, adică sau deci balcul, care materialul acesta în volum inițial, deci el nu posedă, spre exemplu, intensificarea luminescenței optice. La nivel de nano, deci el deja poate, deci, poate lumina, adică noi îl excităm cu un flux de lumină
laser. Și el dă răspuns, deci mult mai cu intensitate mai mare sau invers, îl absoarbe și are loc deci atenuarea luminescenței. Și bine, despre natura, deci cu legăturilor covalente și nu o să vorbesc, pentru că nu avem timp. Mai mult ca atât, se poate de creat așa condiții încât să facem primul strat cu grosimea pereților de micrometri și apoi creăm condiții care loc formarea straturilor cu 50 de nanometri, însă în același timp, simultan, are loc nanostructurarea pereților care sunt mai groși. Deci aceasta iarăși este o o proprietate a materialului de a-i da anumite proprietăți deosebite. Deci, de regulă, porii se formează perpendicular pe suprafață. Deci, ei sunt orientați de la suprafață în jos. Deci, ca să facem procesele de nanofabricare mult mai accesibile, deci pentru unele aplicații, spre exemplu, microfluidică, deci avem nevoie ca aceste canale să fie paralele cu suprafața și chiar să se divizeze de făcut niște canale care să se ramifice sub anumite unghiuri. Deci, în acest consens, am elaborat o tehnologie ce permite de a obține porii aceștia de efectuat paralel cu suprafața și tehnologia este foarte simplu. Deci, mai mult ca atât, noi am început cu fosfura de indiu, seleniura de zinc, deci acum se aplică și pe nitrura de galiu, chiar și alții au început a aplica această tehnologie. Deci, inițial ideea era de a folosi nanostructurarea, deci suprafața nu de sus să fie expusă la electrolit, dar lateral. Și formarea unui contact ohmic din partea opusă și să permită nanostructurarea de-a lungul. Deci e și normal. Deci teoretic ar trebui să lucreze. Însă deci apar probleme fiindcă la lungii mai mult de 1 mm, 2, deci dacă trebuie suprafeț de 1 cm, atunci trebuie de efectuat corodarea poate și o săptămână și două. Deci procesul acesta se îndelungește. Adică practic de la 3 minute noi trebuie să așteptăm săptămâni. Mai mult ca atât, nu se știe cât de stabil va fi atât timp în electrolit și sub acțiunea tensiunii pereții acestor nanostructuri. Deci, și după aceasta, noi am reușit să, adică am hotărât să divizăm suprafața prin anumite fâșii cu ajutorul proceselor fotolitografice. Deci se fac niște fâșii care se protejează, adică electrolitul nu este în contact cu suprafața și acolo nu se întâmplă nimic. Deci când noi aplicăm tensiune. Deci altă parte care nu este protejată, deci ferestre sau pot fi și pătrate, deci fâșii lungi, deci este în contact cu electrolitul. La aplicarea tensiunii, adică când se începe procesul de anodizare sau nanostructurare electrochimică, deci are loc formarea acestor pori și deci ei având spațiu, se ramifică și sub spațiile acestea care sunt protejate. Și în așa fel, deci vecinii tot împing și ei sunt deflectați, da, deci practic paralel cu suprafața. Și în așa fel putem să vedem deci o bucată de strat de rezist, adică fotorezist care deci protejează suprafața de anodizare, un strat de suprafață care deci el rămâne intact, care este sub fotorezist și porii cum sunt orientați paralel cu suprafața datorită faptului că deci anodizarea a început de aici și de aici și porii când au mers au avut spațiu ca să se meargă și să formeze stratul acesta poros sub stratul acesta. După înlăturarea stratului de fotorezist, deci putem să vedem porii paralel cu suprafața și stratul acesta de suprafață. Deci la el o să revin puțin mai târziu, fiindcă este deci un strat care ne-a permis să publicăm și câteva lucrări și de a înțelege însuși natura cum influențează nanostructurarea asupra grosimii straturilor nanostructurate și mai mult ca atât cum putem dirija cu conductibilitatea lor. Fiindcă putem crea condiții că un semiconductor, bine, sunt cazuri, da, deci când semiconductorul la anumite deci, condiții acolo, da, fie temperaturi scăzute, devine supraconductor, dar putem crea și condiții inverse, când un semiconductor devine dielectric. Și bine,
Chestia aceasta o să fie deci, explicată puțin mai târziu. Însă, aici ideea este foarte simplă. Protejăm suprafața și unde o protejăm are loc formarea porilor pare cu suprafața. Deci este foarte importantă, nu numai microfluidică, dar și formarea anumitor senzori, fiindcă, de regulă, dacă împlem aceste canale cu un material sensibil, fie deci, material sensibil la câmpuri magnetice, deci, materialul o să intre în contact undeva la o adâncime de 2-5 micrometri, spre exemplu. Și dacă chiar avem pori aceștia canale sau umplem cu fire, cu nanotuburi la sute de micrometri, atunci efectul nu o să fie, adică o să lucreze numai suprafață. Deci când facem topografia aceasta, că sunt paralele cu suprafață, atunci practic tot firul de lungimea tuturor firilor, deci lucrează, deci este în contact cu semnalul și dă un semnal, deci un răspuns mult mai înalt. Și astfel crește sensibilitatea materialului. Dacă vorbim de materiale nanotimplatele acestea semiconductoare, atunci ca să aveți o idee deci, de suprafața aceasta internă, deci, putem să luăm, să vă închipuiți un centimetru cub de material nanostructurat la nivel nano și suprafața aceasta toată internă, dacă o descompunem și o șternem dacă undeva, atunci avem echivalentul, spre exemplu, a unui stadion de fotbal. Deci avem o suprafață, deci un raport volum-suprafață foarte mare, dar acest raport influențează destul de mult. Spre exemplu, dacă avem o sferă de 1 micrometru, atunci la suprafața ei avem undeva vreo 15-17% de atomi la suprafață, care intră în contact fie cu senzori de gaze, fie cu diferite molecule, deci și produc semnalul, da? Deci electric care se înregistrăm, dacă vorbim de senzori. Când mergem la nivel de nano, atunci o dotă de 5 nanometri, deci 80 ceva de procente sunt la suprafață. Și atunci clar că semnalul, bine, poate în curent este mai mic, însă este destul de înalt ca să-l înregistrăm și mult mai stabil. Deci, mai mult ca atât, se pot crea nu numai paraleli și după anumite direcții, și, deci, dar și să jucăm cu fluctuația acestor pori. Și asta poate fi efectuată foarte simplu, spre exemplu, utilizând o mască cu niște ferestre pătrate și puteți să vedeți că nanostructurarea se începe prin regiunile acestea albe și are loc sub deci fâșiile acestea care sunt protejate. Deci porii, spre deosebire de cei cristalografici, ăștia sunt orientați de-a lungul linii de curent, deci ei nu se intersectează unul cu altul. V-am spus, ei se împing unul pe altul și deci le trebuie spațiu. Dacă ei se întâlnesc și nu mai este spațiu unde să se propage, deci am ajuns la condiția cei de 2W, două regiuni de straturi sărăcite, deci ei se opresc și cineva vicinul sau cine are loc, continuă, deci crește. Deci așa și aici. Deci ei merg și deci formarea porilor are loc din toate patru părți. Deci când se întâlnesc vecinii de sus și din partea stângă, spre exemplu, ei își schimbă direcția, fiindcă au loc acolo. Și deci schimbă și se propagă deci, în felul acesta. Când se începe întâlni deja din altă direcție, iarăși caută loc unde se propagă. Și astfel, spre exemplu, am făcut o deviere de la configurația deci, unui pătrat sau, bine, dreptunghi poate efectuat și am un corn este rotunjit, spre exemplu, mască. Și putem să vedem că deci, influența vecinilor aici este mult mai mică. Deci nu avem o rază de curbură mult mai bună și deci, vecinii merg mult mai lent decât celelalte trei colțuri. Și chiar și desenul acesta, vedeți că lipsește un munte acesta. Deci el nu este din cauza că avem o formă semisferică. Mai mult ca atât, acesta nu este un joc doar pe suprafață, dar și în adâncime. Dacă ne uităm în secțiune transversală, adică secționăm proba și o păsăm la 90 de grade, ne uităm în microscopul electronic, vedem că porii cum pe suprafață sunt orientați în direcția aceasta, așa și în adâncime, fie 5-10 micrometri, ăștia vin spre noi, deci ăștia puțin sub altunghi, așa și în adâncime. Mai mult ca atât, se poate de efectuat și anumite
modulații în spațiu acestor straturi poroase și, spre exemplu, în cazul acesta se poate doar de schimbat tensiunea de anodizare. Mai mică, mai joasă, și adică mai mică, mai înaltă și mai înaltă și apoi iarăși revenim la cea joasă. Sau unde eu știu, nu plasăm pe un timp oricare și nu are loc, nu am structurare. Și repetăm acest ciclu de 10, sute de ori, depinde ce adâncime trebuie și avem o modulare, o fluctuație acestor pori în spațiu. Aceasta iarăși are aplicațiile sale și deci trecem la depunerea electrochimică, iarăși este un proces destul de des utilizat în formarea nanostructurilor și este mult mai avantajos din punct de vedere de că are o viteză destul de înaltă de formarea nanostructurilor, necesită iarăși un electrolit destul de o cantitate de electrolit destul de joasă și deci parametrii electrici pot influența deci morfologia, forma depunerii, deci grosimea straturilor depuse. Și, spre exemplu, depunerea electrochimică prin impulsuri oferă mai multe posibilități, fiindcă dacă vorbim despre depunerea în curent continuu sau tensiune continuă, atunci este și mai rapid, însă rapid nu înseamnă calitativ. Deci, dacă aplicăm impulsuri cu durata T1 și apoi lăsăm electrolitul și suprafața să se relaxeze în timpul T2, deci apoi iarăși aplicăm impuls T1, poate noi mărim puțin timpul de depunere, ceea ce merge vorba de secunde, sau adică pot fi 300 secunde și 5 minute. Da? Deci, în loc de o minută, facem 5 minute, dar mult mai calitativ. Fiindcă, deci bine, noi putem dirija cu tensiunea de depunere, deci amplituda impulsului, este iarăși un parametru important, durata impulsului T1 și durata între impulsuri. Așa că celelalte metode de... Spre exemplu, dacă impulsul acesta nu este optimizat, deci imaginea din A, practic, este mai mult spre depunerea continuă. Și, deci, în cazul acesta, are loc depunerea mai mult la suprafață și la un moment oricare o să se astupe canalele acestea cu materialul care se depune și o să avem un strat de la suprafață. Deci, oferind deci un timp mai mare de repaus, adică T2, incluzând în acest parametru și reglând cu amplituda impulsului, se poate îndeoși de format condiții să aibă loc depunerea de jos în sus. Deci, uniform și astfel contribuim la formarea firelor uniform, deci depunerea uniform. Sau depunerea nanotuburilor, deci în cazul acesta o cantitate oricare se depune uniform, simultan, deci pe suprafața pereților, cum sus, așa și jos. Deci cazul acesta ce este destul de important, fiindcă putem să obținem nanotuburi în matrice semiconductoare, deci însuși matricea semiconductoare are proprietăți deosebite, deci fie optice, fie electrice, însă când vorbim despre un material nanocompozit hibrid, adică în el mai incorporăm alt material, atunci apar proprietăți și mai avantajoase și deci are mai multe aplicații. Pe imaginea aceasta putem să vedem cum matricea semiconductoare este împlută cu nanotuburi de metal, în cazul dat este platină, cu diametru de 140 nanometri, și deci alături avem nanotuburi cu diametru mai jos de 100 de nanometri. În cazul acesta este 70, dacă nu mă greșesc. Și putem să vedem că deja la diametru de 70 nanometri ele sunt puțin mai fragile, fiindcă vă închipuiți ca să formeze un tub într-un diametru de 70 nanometri, clar că și grosimea peretelor trebuie să fie, spre exemplu, 10-15 nanometri, fiindcă dacă îi dai mai mare, practic e fir acolo, da? Nu este nimic. Dar aici stratul este de 10 nanometri, putem să vedem că ele sunt practic transparente pentru fluxul de electroni și sunt destul de fragile. Da? La 10 nanometri e și normal că o să fie mai fragile.
Și dacă vă uitați, ele se încarcă, da? Noi așa spunem, se încarcă, ele luminează mult mai mult decât materialul semiconductor. Și a apărut întrebarea de ce, fiindcă este metal, conduce bine și deci știind principiul de funcționare a microscopului electronic, atunci e și normal că semiconductorul trebuie să se încarce și să fie mai luminos decât metalul. Însă, totuși, până la urmă, noi am dat care este cauza și s-a adeverit că, totuși, metalul acesta, platină, dă un contact șotchi destul de înalt cu materialul semiconductor. Și din această cauză, măcar că este metal, dar existând contact, bariera aceasta șotchi între metal și semiconductor, are loc reținerea sarcinilor, adică electronilor în metal. Deci nu trece în semiconductor. Și din această cauză, ele sunt mai luminoase. Deci, după cum am spus, noi putem să dirijăm cu depunerea, adică reglând consecutivitatea impulsurilor sau cu distanța între ele, durata impulsurilor, se poate depus chiar jos la interfața între materialul în volum și porii, sau de creat un strat la suprafață. Deci, mult mai mult aceasta este posibil de efectuat și un contact electric, fiindcă când vorbim despre nanomateriale, o problemă destul de mare este formarea contactelor. Deci cu ce să le luăm și cum să ne contactăm. Bine, dacă este mare, deci nu e o problemă. Deci am luat și am făcut contacte. Dar la nivel nano, destul de complicat. Și deci prin metode electrochimice putem să asigurăm această problemă. Spre exemplu, avem un contact, deci nanotuburi acestea sunt contactate cu pereții materialului semiconductor și sus, schimbând durate mult mai mici între impulsuri de plasat, deci practic asigurăm depunerea la suprafață. Deci facem ca un dop și depunerea pe suprafață. Și astfel noi contribuim ca fiecare nanotub să fie contactat cu stratul acesta la suprafață. Deci ideea e simplă, dar rezolvă foarte mult. Fiindcă dacă avem matrice semiconductoare, bine, fie și dielectrică, tuburile și se depune prin alte metode. Deci evaporare în vid, în plasmă se depune. Deci este posibilitatea că nu fiecare tub să fie contactat cu contactul acesta de la suprafață. Și atunci nu o să fie efectul atât de mare observat și am în vedere de aplicații. Deci o să fie un curent mai mic, fiindcă nu toate tuburile participă la formarea semnalului. Deci în cazul dat, fiecare tub se confecționează contactul în același proces electrochimic, deci de depunere electrochimică, și mai mult ca atât din același material, ce dă un contact ohmic. Fiindcă dacă ai platină, depui acolo alt material, atunci iarăși apar bariere și nu este convenabil. Deci lucrul acesta l-am reușit să-l utilizăm pentru formarea unui varicap, adică un dispozitiv la nivel nano, în baza fosfurii de galiu și platină. Deci platina, având un contact șotchi destul de înalt, deci a dat posibilitatea să practic ce am vorbit. Avem matricea, deci tuburile contactul cu verde, o imagine SEM se vede și un contact ohmic de dedesubt se face și am reușit să schimbăm capacitatea la tensiuni destul de mici. Deci la timpul care noi am publicat în 2012 lucrarea era o variație record, deci de 6,10 la 3 picofarads pe volt la o suprafață de 1 micrometru pătrat. Dar adâncimea era de 70 de micrometri. Adică dacă vorbim de electricitate, adică de aplicații electrice, atunci putem să facem și 500 de micrometri. Adică aceeași suprafață, dar ocupăm spațiul din volum. Adică nu lărgim suprafața. Putem să mergem mai adânc. Și pe aceeași 1 micrometru pătrat, poate chiar și de 5 ori de mărit variația capacității. Deci, de regulă, varicapurile acestea se formează pe straturi planare și necesită suprafeți, bine, micrometrice, destul de mari. Și variația nu este atât de mare. În cazul că noi introducem nanostructurile acestea, cilindrele acestea și le împlem cu platină, deci oferim posibilitatea că, v-am spus, un centimetru cub are
deci suprafața unui stadion. Deci aici lucrăm cu micrometri pătrați, dar este mult mai mare decât ar fi un micrometru pătrat, acolo practic nici nu s-ar observa dacă ar fi în cazul planare. Deci mai mult ca atât, deci dacă vorbim despre nanotimplate semiconductoare, deci depunerea nu numai că este uniformă în interiorul acestor pereți, dar reglând și cu forma acestor pori, se poate de obținut ca rezultat și nanotuburi cu aceeași formă. Deci eu preiau forma acestor nanotuburi. Spre exemplu, putem să vedem, de regulă ați văzut fagurile de albină, da, la nivel nano, deci ele se formează circulare. Deci sunt circulare, parametri optimizați. Și mult timp ne-am străduit ca să optimizăm, să facem totul ideal, deci să fie ordonare hexagonală, deci după linie. Însă, pentru demonstrarea acestui efect s-a pus problema contrar invers, deci de obținut o ordonare haotică. Și v-aș spune că nu este atât de ușor să faci, introduci un haos oarecare în nanostructuri. Deci bine, s-a reușit temperaturi, tensiune, electroliție și în același proces electrochimic putem să vedem că avem, bine, ei, forma porilor este deci aceeași ca și a tuburilor, pur și simplu tubul evidențiază, da? El se încarcă și evidențiază forma pereților în care s-a depus. Și avem și dreptunghiulară și triunghiulară și... Și, deci, datorită conductibilității porilor, deci înalte, deci are loc depunerea uniformă pe pereți. Deci, practic, reglând cu deci, forma nanocanalilor care le producem prin electrochimie, deci anodizare electrochimică, are loc și formarea tuburilor cu aceeași morfologie, aceeași shape, așa se zice, deci formă. Bine, dacă pentru aplicații electrice nu este atât de important, dar închipuiți-vă că deci, putem să dirijăm cu formă, deci un profesor Patrick Schmuck a publicat mai înainte că, spre exemplu, un fosfor de galiu se poate, folosind două orientații diferite cristalografice a materialului, de obținut pori triunghiulari și dreptunghiulari, deci spre deosebire de cei circulari. Și închipuiți-vă în aceste nanotimplate semiconductoare, prin metode electrochimice noi introducem materiale magnetice, nu platine, magnetice. Deci, de regulă, toate materialele care se studiază în ziua de astăzi sunt de formă circulară. Deci nanotuburile, deci fire, deci nanotuburi circulare. Deci, introducând deci, o traiectorie diferită de cea circulară, noi, bine, provocăm niște condiții mai puțin favorabile sau poate și mai mult favorabile, deci abatere de la traiectoria aceasta circulară, deci în cazul porilor triunghiulari sau dreptunghiulari. Bine, la moment sunt niște lucrări teoretice care ceva simulează cum ar putea influența forma asupra proprietăților, bine, dacă vorbim despre magnetice. Însă aceasta încă trebuie de demonstrat experimental. Aș vrea să vorbesc puțin, deci poate mai v-a tras atenția cineva, despre dotele de aur. Deci dotele de aur, bine, fie cu dimensiuni acolo de la 5, 10 până la 20 nanometri, deci au proprietatea, spre exemplu, când este iradiată cu lumină infraroșu apropiat, deci ele se încălzesc. Deci poate ați citit, ați auzit că, deci anume ele și se folosesc la terapia, deci cu, deci fototerapie, deci cu lumina aceasta infraroșu, pentru anume de a omorî anumite, deci celule, deci bacterii, inclusiv și cele cancerogene. Bine, e clar că toate celulele la o încălzire acolo mai sus de vreo 40 ceva de grade, toate, deci se omoară. Deci, însă problema este cum de făcut încălzirea aceasta uniformă, deci, sau în anumite locuri. Deci de încălzit doar cele, deci, infectate sau și, deci, încălzirea aceasta are loc anume datorită oscilațiilor colective a plasmonilor în material. Deci anume la scară nanometri. Fiindcă la
nivel macro, deci chestia aceasta nu funcționează. Anume când dimensiunile sunt mai jos de 20 de nanometri, 5, 10, efectul acesta de oscilații plasmonice, colective a plasmonilor și duce la încălzirea locală. Și, bine, ca idee, chestia aceasta de mult se discută și chiar sunt teste pe animale, clar că. Deci ideea este de a nanodotele acestea, de a incorpora în celule și anume cele infectate, deci ele le asimilează și când iradiem cu lumină infraroșie, deci are loc încălzirea anume la, clar că la interfață puțin poate să sufere, dar o cantitate foarte mică. Deci nu este ca în cazul deci terapiei, deci cu medicamente, deci chimioterapie și deci în cazul acesta, deci dacă dotele acestea sunt cu anumiți markeri și absorbite anume de celulele infectate sau deci contaminate cu ceva. Deci are loc o mărire anume acestor celule. De ce? Da. Nu știu mai că nu e celulele infectate. Păi dotele acestea se funcționalizează. Și deci are loc atragerea anume deci, de celulele acestea. Sunt de diferiți markeri, deci bine, dotele acestea se folosesc nu numai pentru terapie aceasta, dar în imagistic, în diferite aplicații. Aceasta doar este un exemplu. Spre exemplu, chiar și deci a fost niște articole în care deci se demonstrează că deci utilizând terapia aceasta fototermală duce la deci tratarea diferitor tumori, deci chiar și nimicirea acestor celule. Spre exemplu, deci poate să fie un dotă de aur acoperită cu un strat de material, bine, poate să fie și medicamentos ceva, un strat acolo și apoi iarăși o acoperire care protejează ca să nu se elibereze materialul în de termen. Și deci în care se demonstrează că, bine, anumite unele nanostructuri deci, au un efect deci, de tratare. Dar însuși acestea care sunt cu aur, deci duc chiar la nimicirea totală, deci în cazul acesta vedem că chiar la 11 zile ceva, niște țesuturi persistă, dar la deci în cazul nanomaterialilor deci cu dote de aur, deci duce la o vindicare practic constantă. Deci problema este de a funcționaliza nanomaterialele cu aceste dote. Deci mai mult ca atât de a funcționaliza nanomateriale și să fie în primul rând și biocompatibile. Cred că colegii mei au vorbit despre nitrura de galiu, că este un material biocompatibil. Deci noi am demonstrat că se poate acoperi suprafața nanostructurată, nu importă de formă, fie fire, fie cu deci, pori triunghiulari, fie arbitrară. Deci, bine, rezoluția nu este atât de mare la proiector, dar avem o acoperire completă cu un strat, un monostrat de dote de aur. Deci, practic, ele repetă suprafața și avem un strat uniform, deci acoperit de suprafață. În acest sens, noi am propus un model și pe care și l-am demonstrat în reviste științifice, deci de depunerea a dotelor acestor de aur pe materiale nanostructurate sau semiconductoare, în primul rând. Deci, la aplicarea impulsurilor, deci are loc formarea haotică pe suprafață a acestor dote. Deci, concomitent, deci impulsurile, deci după un timp acolo, spre exemplu, noi dăm o pauză de o secundă ca să se relaxeze electrolitul, să se deci, formeze un echilibru la suprafață. Deci ele cresc până la o distanță, adică un diametru de 20 nanometri, 22, datorită că are loc formarea barierei Schottky și când ajunge la o valoare anumită această barieră Schottky, deci are loc stoparea mecanismului de creștere. Și etapa se continuă cu formarea la dote noi pe suprafață. Deci mai micuți, care ele cresc iarăși până la 20 nanometri undeva în diametru. Și tot așa, deci are loc impuls după impuls umplerea suprafeței materialului cu aceste dote metalice. Bine, fie aur, fie platină, deci nu importă.
Deja când toată suprafața este acoperită cu dote deci, de aur, nu mai există deja semiconductor liber, adică suprafață liberă de semiconductor. Și depunerea începe deja metal pe metal, dar acolo nu este formarea barierei Schottky și este mult mai haotică. Deci noi am reușit să evidențiem această prima fază și a doua fază și am demonstrat că totuși depunerea are loc uniform pe suprafață în prima fază. Deci, metodele electrochimice sunt, după cum și-am menționat, cost-efective, adică nu necesită mult echipament. Deci ați văzut, o instalație din nanostructurare, deci ocupă puțin spațiu, deci este destul de ușor de întreținut, deci nu necesită deci, materiale, materie primă, deci am dat electrolit, cantități destul de mare, pe lângă alte metode de creștere a nanostructurilor, așa cum chemical vapor deposition, spre exemplu, acolo trebuie cuptoare, reactoare, deci temperaturi înalte, care poate și zile și chiar și câte o săptămână lucrează, și tot aceasta e energie, căldură și gaze de reacție, e destul de complicat și costisitor. Metodele acestea oferă mult mai procese de obținere, mult mai cost-efectiv. Și noi am demonstrat că se pot obține nanostructuri prin corodarea electrochimică. Nu numai pori aceștia, da, celul ăsta, fagurile acestea de albine, ca să-i spunem la nivel nano, deci, dar se poate deformat și nanofire, nanocurelușe și toate acestea pe o suprafață, deci acolo de centimetri pătrați, deci vă închipuiți la nivel de nano, acolo sunt milioane și miliarde de fire, în 3 minute, spre exemplu, da, sau deci chiar și mai puțin, adică în câteva secunde se poate de obținut aceste conglomerat de nanofire. În așa caz, noi iarăși rezolvăm problema, fiindcă firele sunt concrescute cu materialul inițial și practic noi avem un contact deja cu materialul. Ele sunt în capăt agățate de material. Ideea acestei tehnologii este că noi nu le creștem, da? Nu facem deci, atom după atom și creștem firul. Noi, electrochimic, în mod dirijat, dizolvăm materialul și rămâne firele sau nanocurelușele sau nanopereți de aceeași calitate, același material, deci noi nu creștem, după cum am spus, dar dizolvăm materialul inițial. Deci are și aceeași cantitate de defecte ca și materialul inițial, deci care este procurat, standardizat și este bun de folosit în electronică, optoelectronică sau alt circuit integrat, spre exemplu. Deci, fiindcă prin metodele acestea de evaporare și creștere atom după atom, are loc introducerea și defectelor. Deci un gaz ceva și un atom a rămas sau unul nu s-a suprapus la locul lui și deci sunt mai multe defecte care, spre exemplu, nu favorizează proprietățile acestor materiale, dar pot să deci, atenueze lumnișența acestui material. Așa că această metodă nu numai că duce la nanostructurare, dar și păstrarea calității materialului. Și iarăși, metoda contactelor este destul de actuală. Deci asta că chiar bine, în laborator, acolo avem un focus ion beam, da, luăm un fir, îl ducem, ceva facem cu el, iarăși este nu la scară industrială, deci este destul de complicat să manipuleze, costisitor cu așa aparate. Și prin metode electrochimice, deci oferă posibilități de estimare a conductibilității materialelor la scară nanometrică. Spre exemplu, putem să vedem că același material, spre exemplu fosfura de indiu, deci avem nanofire, nanocurelușe, nanopereți și cum se schimbă conductibilitatea lor la scară nanometrică. Pereții aceștia au grosime de 10 nanometri, deci firele de 30-40 nanometri, curelușele au grosime de 2-3 nanometri. Și se vede că după depunerea electrochimică a aurului, pe fire se depune, pe curelușe deloc nu se depune și deci, când trecem a doua fază, ceea ce vorbeam, când s-a împlute ca un fir complet cu dote de aur și începe creșterea deja nedirijată, deci metal pe metal. Deci este o depunere abundentă și nedirijată, însă aceasta și permite de a vizualiza că pe fire deja
faza a doua, deci de depunere abundentă, este, așa să zicem, la finisare. Deci, însă pe pereți cu 10 nanometri, abia este prima fază. Deci depunerea este mult mai lentă din cauza conductibilității. Deci aici vorbeam că nanostructurarea materialului dă posibilitate de dirijat și cu conductivitatea materialului, fiindcă deci avem o cantitate de structuri de sarcină mai mică în pereți. Deci, dar, de regulă, nanostructurarea ce înseamnă? Dacă ne uităm atomii, cazul cel mai simplu de siliciu, deci fiecare siliciu are 4 atomi și deci care se leagă cu alt atom de siliciu, adică are loc schimbul de electroni. Deci fiecare atom e legat cu 2 electroni cu alt atom. Și deci noi când aplicăm tensiune, deci noi extragem electronul acesta și are loc, noi spunem că se formează gol. Dar golul acesta și înseamnă că noi rupim, deci, legătura. Dacă am scos ambii electroni, atunci legătura este ruptă. Și așa, deci, electron după electron, are loc extragerea, bine, în mod dirijat, sub o anumită tensiune, deci, și formarea materialului. Însă, la anumite condiții, se poate de obținut că nu materialul se dizolvă, deci, strat după strat, dar rămân fire, curelușe, pereți, depinde de condițiile tehnologice. Mai mult ca atât, reglând cu direcția de propagare a acestor canale, se poate depus în interiorul lor și nanotuburi, care repetă forma și propagarea acestui canal. Și, bine, pentru microfluidică sau însuși contactare, ceva pe chipuri se pot folosi așa chestii. Se poate de creat condiții încât deci stratul acesta de suprafață este cu conductivitate mult mai joasă, deci noi am demonstrat chestia aceasta și vedem că acesta este mai subțire de două ori decât stratul acesta, din cauza că avem un W, fiindcă a fost stratul protejat cu fotorezist, deci nu a fost în contact cu electrolit și acolo numai de jos a avut contact cu electrolit. Deci următorii vecini, porii vecini, deci au contact de sus și de jos, deci stratul este de 2W. Deci în așa caz, stratul de la suprafață are conductivitate mai joasă față de pereții care sunt mai groși. Și, spre exemplu, puteți să vedeți o imagine, deci ca partea dreaptă este protejată de depunere electrochimică și partea stângă a avut loc procesul de depunere la un timp, spre exemplu 100 de impulsuri și 300 de impulsuri. Și se vede că deci depunerea are loc anume pereții aceștia ei se văd de dedesubt, prin stratul acesta subțirel, deci ei se văd. Și depunerea are loc anume pe de-a lungul acestor canale. Chiar intenționat s-a fluctuat puțin devierea acestor canale ca să se vadă că totuși el repetă forma. Deci aceasta este o metodă destul de simplă de dirijat și a fost recent publicată, deci în reviste științifice. În baza nanopereților se pot elabora ca o bucățică de membrană s-a luat, de nanoperede acesta s-a contactat și s-a demonstrat că la aplicarea, deci la excitare cu lumină, deci are loc creșterea curentului. Deci când întrerupem lumina, deci are loc descreșterea curentului. Deci este un fotodetector, deci în baza unui bucăți acolo cu suprafață, spre vedem că 2x2 micrometri, deci dar o grosime de 10 nanometri. Mai mult ca atât, se pot crea și fire, după cum am spus, nu numai circulare, dar și triunghiulare. Deci putem să vedem în secțiunea transversală, deci proba integrală, cum se vede, și doar câteva secvențe de fir. Deci, iarăși, firele acestea pot fi, un fir se alege și deci, se contactează și are loc, deci, la independență de banda interzisă a materialului, putem să excităm cu diferite lungimi de undă. Deci, să fie în infraroșu sensibil, în vizibil, deci, bine, clar că vizibil este mai interes mai mare și ne stăruim să lucrăm cu aceste materiale, însă și în infraroșu, deci, sunt, fiindcă spectrul infraroșu asta nu e numai deci biomedicină, deci dar și deci acoperă practic și unele aplicații militare. Spre exemplu, deci detectarea anumitor deci persoane, da, deci cu night vision, da, deci chestii acestea. Și deci este destul de important și spectrul acesta de infraroșu.
Deci câte ceva despre microfluidică. Deci dacă vorbim despre microfluidică, atunci e clar că noi vorbim cu volume, deci de volume de electrolit destul de mici, și spre exemplu de la 10 la minus 9 până la minus 8 litri. Deci ca un exemplu de microfluidică așa din natură, putem să vedem că alveolele, da, deci ele practic se comportă ca un sistem microfluidic, deci are loc deci repartizarea deci fluxului, deci la diferite deci organe. Așa. Deci de ce microfluidica? Bine, microfluidica este și nanofluidica, însă microfluidica este mai dezvoltată acum și sunt chiar și aparate portative în baza acestor efecte. Și deci dacă vorbim la scară micrometrică, atunci practic toate fluxurile devin laminare. Deci acum o să mă opresc puțin despre fluxurile acestea. Deci el permite de a controla, deci mult mai precis, mixarea diferitor, de exemplu, două, trei fluxuri, decât cel turbulent, da, spre avem. Deci avem deci o difuzie mult mai bună, deci putem manipula cu la nivel de o singură celulă, deci este destul de importantă. Primul microsistem fluidic, adică sistem microfluidic, a fost elaborat deci mulți ani în urmă și putem să vedem că avem o injecție de valvă, un canal, deci clar că era deci un meandru așa mai mult, dar o lungime totală de 1,5 metri, adică foarte multe deci chestii acestea, și un senzor termic. Deci dacă ne întoarcem la tipurile de fluidici, avem fluidici newtonani și non-newton fluidici. Adică la primul tip, deci dependența este lineară între stresul și deci dacă ne uităm pe grafic, se vede mult mai bine. Deci avem o dependență lineară. Spre cazul a fluxurile non-newtoniane, avem dependență sau așa ca sau așa. Deci, al doilea parametru destul de important pentru elaborarea sistemelor microfluidice este tipul de fluide. Adică este, după cum am spus, fluxul laminar și fluxul turbulent. Deci, laminar putem să vedem că avem, deci este mult, deci picatură după picatură sau este, deci o viscozitate destul de bună și, deci, avem practic camierea, da, deci se scurge așa. Deci, turbulent, deschidem robinetul și vedem apa cum merge acolo, e turbulent și, deci, practic noi trebuie să, deci, miniaturizarea anumitor canale duce la transformarea fluxurilor acestea turbulente în flux laminare. Deci putem fizic să le despărțim, deci diferite obstacole le facem, ducem la nivel micro și deci ele se comportă deja ca fluxe laminare. Deci asta este parametrul de bază care noi încercăm să facem. Spre exemplu, cazul acesta, vedem ca o pompă, deci avem un flux, deci densitate, adică cu o viteză mai mare merge și trece prin anumite obstacole care putem să le creăm, spre exemplu, pe siliciu este destul de simplu, acolo chimic, după anumite direcții cristalografice are loc nanostructurare și trecând prin filtrul acesta, este un flux deja deci liniar așa și deci deja cu el se poate de lucrat. Deci suprafața acestor deci pereți se poate fi sensibilizată cu anumite materiale și deci anume la interacțiunea cu deci materialul care trece prin ele, fie să filtreze ceva, fie să dea un semnal electric care să registreze. Practic asta este și aplicația lor ca senzor. Bine, pot să fie și pasive, adică pe tip de cantilever, da, trece fluxul, este un cantilever, adică practic ca și la microscop atomic de fort, este un element foarte subțire și deci la o acțiune mecanică el se îndoaie, nu se rupe, dar se îndoaie. Și în cazul acesta el se îndoaie și apare un stres aici. Și stresul acesta se poate și de utilizat în cazul senzorilor. Deci, sau invers, dacă fluxul trece în
direcția opusă, atunci el se ridică în sus, însă are obstacol și nu permite să treacă, deci în direcție revers. Deci tipul acesta de senzor de cantilever este foarte des utilizat și realizarea lui pe siliciu este simplă. De regulă se pune până la vreo 10 cantilever. Fiecare cantilever de acesta sau ca o, deci, se poate desensibiliza pentru detectarea anumitor proteine, glucide, deci molecule și deci știind distanța între ele, deci se proiectează senzorul în așa fel încât se știe distanța între ele și dacă, în, spre exemplu, în o analiză de sânge, da, este ceva ce trebuie să detectăm, se lipește spre material cantilever celălalt care este funcționalizat și masa lui se schimbă. Deci el puțin se... Deci apare stresul și noi îl înregistrăm. Știm după rezistență acolo, diferența de rezistență a prima, a doua, a treia, a patra și e foarte simplu, se detectează că, bine, asta e la nivel așa cantitativ, dar nu calitativ. Dacă e calitativ, atunci trebuie deci, senzori mult mai preciși de utilizat. Sau, deci, alt exemplu, deci este un tip de membrană care avem fluxuri diferite și poate să ridice, deci la trecerea acestui flux are loc ridicarea membranei și iarăși apare stresul acesta care poate fi până la urmă înregistrat. Deci micro, așa să-i spunem, acușoare, da? Deci iarăși un sistem fluidic, putem să vedem că este în formă, bine, fie pătrată, dar în mijloc este canalul acesta, deci ca un por, da? Deci un canal prin care, spre exemplu, face o matrice de aceasta și deci, poate să fie folosită ca deci, de luat niște analize, deci suprafața de contact este foarte mică și nu provoacă durere, așa ca o siringă, da, sau, deci practic e nesimțită pentru țesut uman, însă, deci, poate atât de extras ceva sau de penetrat în sub țesutul, deci, uman, de ceva medicamente. Deci, practic are două aplicații. Iarăși, ca un exemplu, avem deci, diferite obstacole pentru deci, fluxul care vine și un canal în care deja deci, se poate desensibiliza. Aici avem trei pereți care se sensibilizează și deci, sunt sensibili la anumite... Deci, iarăși, pereți îngropați, deci canale îngropate. Tot aceasta este fabricat prin electrochimie, deci e destul de simplu. Practic, ceea ce vorbeam, că obținerea porilor acestea paralel cu suprafața, deci tendința este ca pentru așa anume de făcut niște canale și deci mai mult ca atât ați văzut că se poate de dirijat cu forma lor, de să se ramifice și diferite direcții, în interior se poate de depus diferite materiale, deci de sensibilizat suprafața destul de... Și ca un exemplu cel mai clar este deci la bun chip, da? Deci sunt diferite aparate, cred că ați văzut, de exemplu, pentru monitorizarea glucozei, deci diferite pH-metri, adică și deci toată chestia aceasta e făcută în bază la microfluidică și deci spre aceasta merge. Ceva mai detaliat, mult mai avansat o să fie la cursuri, v-am spus că dacă cine o să participe la cursuri, o să aibă posibilitatea să asculte mai detaliat, fiindcă acum suntem în limită de timp, parmise și chiar încă vreo 2 minute. Deci, ca avantaje avem că preț redus, deci destul de compact, deci nu avem erori de personal, adică totul este deci un răspuns destul de rapid, o diagnoză rapidă, deci nu necesită cantitate mare de material, deci doar o picătură și este de ajuns pentru a face diferite investigații. Deci ca dezavantaje, bine, încă nu este la nivel așa de industrial destul de mare și e clar că miniaturizarea duce la creșterea, adică diferențe între semnal și deci, zgomot. Adică, clar că trebuie puțin mai lucrat, dar în fiecare zi apar diferite procese tehnologice, ce îmbunătățesc fiecare dispozitiv. Deci, vă mulțumesc pentru atenție. Dacă sunt careva întrebări, mă puteți contacta și după școală să vă adresați. Și... Mulțumesc!
Deci acum sunt careva întrebări. Da? Eu sunt pentru documentul de centru, spre terminare că o parametrului clinic a Sângelui. Da. Cât de mare e coada aceasta de detector? Detectarea, de obicei, canalele acestea, ați văzut că se fac de micrometri. Deci... Ca să înțelegi propriu chestia asta, care sunt canalele respective, care... Da, da, acolo sunt regiuni micrometri. Cel mai mare este deja... Părerea mea că e roare, nu o să fie prea mare determinarea parametrului chimici. Mai ies la pacient care de diabete și de merg în procepație, nu vii respectiv, la periferie nu ajunge în curs. Păi pentru, eu am început cu microfluidică, este și nanofluidică, deci acolo deja suprafețele sunt nanometri și sunt mult mai precise, deci micro așa clar că de avut idee cea mai, dar la nano acolo sunt deja suprafețele, lățimea e de câteva zeci de nanometri și deci, respectiv și cantitatea de material este și mai mică, sinecestă și mult mai exactă. Deci în microfluidică deja care sunt existente, deci bine, asta e. Dar este și nanofluidică care lucrează și cu volum mult mai mici și mult mai exact. Semnalul este mult mai înalt acolo. Da. Eu vă mulțumesc pentru atenție încă o dată.